Într-o perioadă în care cercetarea duce o acută lipsă de fonduri, se pare că o gură de oxigen apare în perioada următoare. Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Biotehnologie în Horticultură de la Ștefănești poate accesa fonduri europene pentru a-și vedea puse în practică proiectele viitoare. În ultima perioadă s-a discutat foarte mult de exercițiul bugetar 2021-2027, în special ceea ce înseamnă dezvoltarea regională, iar instituția de la Ștefănești a purtat mai multe discuții în acest sens cu ADR Sud-Muntenia. Am propus proiecte de importanță strategică, zicem noi, în aceea însemna nu numai proiecte pentru activitatea de cercetare, dezvoltarea institutului, ci și pentru activitatea de refacere a ceea ce înseamnă Podgoria Ștefănești. Și proiecte de interes, mai ales în cultura speciilor perene, adică viță de vie, pomi, pentru zona Sud-Muntenia, am ales județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, care sunt județe fanion în acest domeniu. Pentru a se putea concretiza, proiectele trebuie să fie înainte de toate eligibile pentru a beneficia de finanțare. Tocmai de aceea, orice sprijin este mai mult decât binevenit. Ajutorul pe care îl pot acorda acum din poziția de coleg în cercetarea nucleară, vreau să vă spun că m-am interesat și ADR Sud-Muntenia are prevăzute fonduri europene până în 2027 de 500 de milioane de euro pe cercetare, dezvoltare, inovare.